Sametul Comunității Politice Europene găzduit de Republica Moldova la Bulboaca s-a încheiat. De astăzi, 2 iunie, restricțiile de securitate impuse urmează să fie ridicate. Zborurile regulate de pe Aeroportul Internațional Chișinău vor fi reluate pe 2 iunie. Referitor la restricțiile pe străzile din capitală, poliția a anunțat că traficul va fi redirecționat în timpul deplasării coloanelor oficiale ale delegațiilor. În cadrul Sametului Comunității Politice Europene, 40 29 de oficiali europeni s-au întâlnit pentru a discuta subiecte importante de securitate energie și conectivitate al treilea summit al comunității politice europene va avea loc în spania anunțul a fost făcut de președinta republicii moldova maia sandu alături de premierii de la praga și madrid evenimentul urmează să aibă loc în octombrie comunitatea politică europeană reprezintă o platformă pentru discuții politice și strategice pentru viitorul europei Statele membre își propun să colaboreze politic pentru a aborda probleme de interes comun, să își consolideze stabilitatea și securitatea. Comunitatea a apărut anul trecut la inițiativa lui Emmanuel Macron.